Hei, și bine a găsit episod. Astăzi v-am pregătit încă o istorie. De data asta v-am pregătit istoria Bowlerului. Sper să vă placă și nu uitați să un like. Haide să sub acest videoclip foarte, foarte multe like-uri. Să vă abonați și să despre acest clip. Iar eu vă las cu istoria. Cât de straniu nu ar suna asta, dar istoria Bowlerului nu începe cu baulerul, dar începe cu un micuț goblin care, ca și toți ceilalți, se ducea la școala din Clash Royale, a să se lupte cu cuțitele, să arunce sulițe și, desigur, să atace o victimă în trei. Ăștia sunt goblinii, știți voi, dar micului goblin nu mergeau prea bine treburile. Chestia e că el era mai scund decât ceilalți și mereu era bazjocorit. Că atunci când prietenul lui puteau să lupte ușor cu cuțitele și să arunce sulița, el acea suliță cu greu o ridica și putea să o arunce doar la câțiva metri. Și desigur că din cauza asta au început să fie înjosit, despre el mereu făceau glume, spuneau că e scund, ba chiar odată i-a aruncat geanta în toaleta fetelor. Goblinului asta nu i-a plăcut, dar și-a luat inima în dinți și a rugat arcașele să-i dea geanta. Dar ziua aia era una blestemată pentru micul goblin și a decis că nu mai are ce căuta în Clash Royale. De aceea a luat un mic sac și a pus acolo toate monedele și s-a dus în reglatul Clash of Clans ca să își încerce norocul. El s-a dus la rege și a spus, eu vreau să vă slujesc. Regele s-a uitat la micul goblin și a spus, „Prieteni, tu ești acel pe care îl căutăm. Că micii goblini erau foarte prețioși în Clash of Clans. Spre deosebire de Clash Royale, ei nu atacau, nu aruncau săgeți, nu se băteau cu cuțitele, ei pur și simplu furau aur și elixir. Asta era foarte tare, pentru că micul goblin putea să se strecoare peste tot și să fure cât mai mult aur și elixir. Toate treburile goblinului au început să se îndrepte, până la o altă zi urâtă. Într-o luptă, goblinul nostru fără vreo problemă s-a dus în mina de aur și dorea să fure cât mai mult aur, dar era așa de concentrat de această chestie încât nu a observat colectorul de elixir întunecat care era în dreapta lui. Când pușca tragea în el, Goblinul a fugit în partea dreaptă, și cu umărul a spart colectorul de elixir întunecat. Elixirul curgea peste Goblinul nostru. El nu putea nota, aproape că s-a înnecat în elixirul acela. Dar când a ieșit din el, toți se uitau foarte strani la el. Toți și-au pus armele jos, și-au ridicat mâinile. Goblinul nostru nu înțelegea ce s-a întâmplat, că nu s-a predat armata lui, dar armata inamicului. După asta, a ridicat mâna, s-a uitat la ea. Și a avut o mărime gigantică S-a uitat în jos Și a văzut că pământul e așa departe Încât nu l-a văzut, nici, nu -a văzut aș, niciodată așa S-a gândit că e ceva neregulă cu el Dar cum s-a dovedit Elixirul întunecat i-a dat puteri A devenit mult mai mare decât toți goblinii Mai puternic Pe el desigur l-au șeptat înapoi în regat i a făcut un bolovan mare Pe care îl putea foarte ușor să-l ridice cu o mână Dar dușmanii uh, dar dușmanii se ascundeau și temeau de un sigur cuvânt. Bowler. De sper că v-a plăcut și această istorie. Dacă este așa, nu dați puți un like, să vă puneți să despre acest clip și să intrați în descriere pagina oficială de Facebook și să dați un like ca să fiți la curent cu toate noutățile ce țin de viața canalului, cât și viața mea personală. Iar eu vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vedem deja data viitoare cu un alt episod. v pa pe toți! Pa, pa!